Bun. Și medica ce mai lucrează, nu știi? Ești, la oncologie. Lucrează, da, îmi pare că lucrează. Nu a avut bani să vii să pui la spital, să vii să pui că nu găsești bani, dar o trimis tehnologul de la tutun care lucra, era din Chișinău. Uh-huh. Eu o rugat-o frumos să vii la oncologie și să pui, spui acolo, eu am văzut-o cuvinită, înainte era coridor și sora medicală era în coridor la masă. Masa uh-huh. ei era în coridor, țin minte. Și au venit și au spus ea că nu găsește mama al fetiță bani să aduc pentru operație. Am o sora medicală, eu am văzut-o că sus în cabinet la medic, nu știu, și eu spus și cum a vorbit, vine sora medicală și îmi spune, du-te acasă și o să cauți cu mama bani. Neoperată, da? Da, și o să vii, și o să veniți... Când o să aveți bani. Da, și o să vă operăm. Ei am găsit mama, nu știu de unde au găsit ei bani și am venit noi. M-au operat, mă. Altă dată de-a mai venit? Te-ai mai internat odată sau cum? Nu, peste o săptămână am venit. Peste o săptămână? S-au două zile, după ce ai te dus acasă și iar ai venit, de-am cu bani. Da, am venit cu bani, m-au operat. Asta în ce an era? 2002? 2002, da. La oncologie? Da. M-au operat, mă, a două sau a trei zile de drum acasă. Eu mă simțeam rău, Doamne ferește, mă simțeam și îi spunem, e rău, de ce îmi dați drumul acasă? Așa trebuie și ei să-ți treacă. Mi-a dat drumul acasă, eu am venit la autogară. La autogară m-am dat jos la Căușeni, am ajuns la Căușeni. Am intrat pe la piața Botna, la noi acolo este piața Botna și am o trecere închisă la râpa și la trotuarul pe râpă. Am închis, dar atunci era deschisă. Am mers pe râpa și ești pe râpă, m-am odihnit, acolo m-am culcat în jos la culc. Așa e rău, eu nici nu putem merge, nu știu ce, n-avem putere. Și tot pe râpă am ajuns eu acasă. Mama nu era acasă, era tata sus părit, nu știu cum, și eu făcut, a venit mătușa, o chemat salvarea, m-a pus la spital. În spital am stat. La Căușeni? Da. Am stat la spital, m-a pus în izolator acolo. M-a pus, dar pe atunci era că se plătesc 45 lei. Să-mi vede, a venit mama și am zis, cum tu ai venit acasă, dacă ți-e rău, și te-ai părut, mamică, eu i-am spus, ei. Am eu de unde să iau, mama, zis, 5 lei îți plătesc, dacă noi am căutat, n-avem bani pe operație. Mhm. Mamică, cum că ei ne-au dat drumul, i-am spus, ei. Dar erai mărișoară de-am atunci, aveai 18 ani, da, matură, da? Da, 18 ani avem, da. Uh-huh. Medicul meu, am stat în spital, m-a lecuit, medicul de la Căușeni, pe limbi Orel, țin minte, mi-a dat, m-a externat, mi-a zis, na, duci cu foița asta, duci și le arată că când ți-a dat drumul, tu ai stat în spital, șeriți să-ți dai analizurile de acolo. Eu m-am dus la... Și n-am venit la oncologie, i-am arătat lui doamna Valentina, când ne-a dat drumul, ea că eu am stat în spital. Dumnezeu, deci, dar și când ți-am dat drumul, tu ai stat în spital la Căușeni? Zic, da, eu v-am spus că nu e rău, dumneavoastră, cum ați spus? Ați spus că așa trebuie și ei să treacă, nu e nimic strașnic. Zic, dați-mi, vă rog, analizurile. Dumnezeu, eu zic, apă, du-te jos, ne-a lămurit la primul etaj, acolo, eu m-am dus, am spus familia de la primul etaj la doamna, dar doamna nici nu a căutat. Deci că nu le găsesc. Și eram să fac? M-am întors și am venit acasă. Și e ca așa. Și ai rămas fără analizele cele? Fără, da, n-am adus nimic la medic. Satisfacția că te-a tratat sistemul medical. Da. De două ori, și cu urechile și cu glanda tiroidă. Să-mi minte la bună dimineața, ori la știri, am văzut tot la oncologie, că tata și cu fiorul, erau amândoi medici, tata și cu fiorul. Și intrau în salon la bolnavi și acolo doamnul se lăuda că îi spunea că a fost operată și operația a fost reușită, bravo, cu tata și cu fiorul. Și când la spate o văd pe doamna Valentina și zic, of, minune. Zic, Doamne Dumnezeule, și inima avea și suflet e atunci, dacă nu e, e la mine și inima și suflet avea când m-o trimis pe mine după bani, dar dacă eu muream pe drum. Eu atunci m-am dat dus și nu știu ce nu e aer, nu mi-a ajungea, și de masă, așa, cărcica, vânt, era vara.
și luna 6 era vara, luna 6 era vara, vara. Vara aici scrie, stai că eu acasă am gătit ca să arăt, să nu umblă, să răscolesc. Și călduri erau atunci, nimeni era rău, nu m-am adușeam eu atunci. Luna 7, da, vara. Iulie chiar, da. Da, da, luna cuptor. Da, da, iacă-te. Iacă-te. Doamne Dumnezeule, eu n-am idee și inimă și suflet au ei. Ce-au avut, ce trumeți. Nu eram mășcat nici pe atunci, eram mărâță că slabă. Și cum și eu, tu te gândiți să mă trimiți acasă după bani, să mă trimiți. Și eu să mă operez. Ce iaca. Să-i ții minte și n-o să-i uiți și ai să-i povestești, da? Dar nu te-ai gândit atunci să-i denunți pentru ilegalități, pentru corupție, nu știi ei că e ilegal? Nu știam o legă pe atunci. Nu știam, nică nu știam. Și amudeam le-ai aflat și te-ai hotărât să spargi tăceri? Da, fără de spun, dar cât-ți stac. Vezi că doamna i-a zis că e prea hâtră. Deci prea hâtră. Da, prea deșteaptă. Da. Apoi ei s-au învățat să vină la dânșă numai de ești, da, care nu pot vorbi. Când sunt oleg care nu pot vorbi cu și ei mai mulți sunt așa, da? Când da. Mi-a dat primul ăsta aparat care vechi s-a arătat, sunt minte când a ieșit din birou, de la doamna Tamara Alexeievna, poți în minte, noi a ieșit și intrau bunică, dar ele se râdeau și erau bucuroase, ziceau, a venit bunica Mărioară! Mărioară, țin minte în ziua de azi, dar și așa se bucurau că au venit, dar tot era cu torbă. Tot era cu torbă, tot bunica a venit să-i dea un aparat auditiv sau... Da? Și e ca așa. Cu brânză. Da. Să mor că n-am să uit cum i-am dus pentru aparatul ăsta primul Ectel. Eu așa am privit ca scușorile tot, le aruncă, chiar și... Dar nu știu cum bine le-am că le-ai păstrat, chiar că e dovadă că o... ți-au vândut informația despre starea sănătății și despre adresa. Da. Bine, da. Le-a păstrat că tot a venit pe la mine, dar eu i-am spus, păstrează-le că ei trebuie să-ți dăie ție gratis, nu cu bani. A. Tu ești invalidă și trebuie să-ți dăie gratis, deși ei strimăt ca să plătești bani. Uh-huh. Și ei au păstrat, ea că m-a ascultat și le-a păstrat. Bravo! Eu i-am spus, zic, tu ești invalid și ei trebuie să te chemi și să-ți spui, avem aparat și vină să-ți dăm, dar nu trimit și să te duci cu 50 de euro. Te trimit pe alții, da. Și cu 50 de euro, cu 100 de dolari, a avut una. Da, câte ori din 2009 eu vin și vin la dumneai, chiar și când venim să cumpăr baterii. Adică, da, să trec, fără programare și nu trebuie măcar are aparat sau nu are. M-am dușeam rezultatul, noi. Dar te prinie fără programare? Da, nu, mă bătem la ușă și spuneți-vă rog, măcar aparat sunt. Zic, numai asta am venit să întreb dacă aveți, sunt. Îmi spune că nu-s. Da. Nu i-a plăcut găsca care i-a adus-o, că dacă veneai cu două... Doamna asta îmi spune... Găsești aparat. Doamna asta îmi spune că e că au vorbit, dar când am luat telefonul să dovedesc... Sau cu coșul și ai tăiat. Un cu coșul m-au tăiat. E, asta ea. Să le da, zic, să mă duc să filmez și am dovadă. Că eu sunt luat acasă și eu spus vin, dar ei de ce nu-mi sunt? Și de atât m-a nervat și a început a tremura. Femeia care a ieșit azi dimineața da, înaintea ta. A, păi ce-o zis? I-a zis că doamna din 2015 și-i sună, și-o cheamă. Da. Să-i dea aparat.